Ce zici, mă, Dorele, de ventilatorul ăsta? Iau! Uite, frate, cum îmi fluturăm pletele! Alo! Dă ce ziua, miau! Îmi plac și palmierii tăi. Deci, pe ce? Eu zic că să nu păcați mâna. Acum sunt un magician al timpului. Poate da. Explodează mani și stau aici. Ai pune niște filmare? Da, da. Bine ați venit la Motănelul și Puioletele. Astăzi o să vă arătăm această minune USB Mini Fan Trust În sfârșit este un ventilatoraș micuț care se înfige pe USB. Deci dacă ești la calculator și te ia cu călduri sau ceva. Mm-hmm. Mai ales dacă te uiți la ecran la cine știe ce filme sau... Ce râzi, mă? Așa. S-ar putea să te ia cu călduri și decât să faci așa că poate ai mâinile ocupate... Cu ce? Eu știu, cu tastatura. Le ții pe tastatură ca să controlezi acolo, să dai înainte, înapoi filmul, cadru cu cadru, să vezi mai bine. Încetinitorul, mai mărești, mai... În cazul ăsta, dacă te ia cu călduri, sau dacă nu te ia cu călduri, poate dacă vrei să vezi cât e ceasul, chiar dacă o să-ți bată vântul, da, măcar vezi cât e ceasul, pentru că acest ventilator se laudă că atunci când merge, îi apare un afișaj așa în aer, de se vede așa în aer plutind, așa un afișaj. Mi-am adus trusa de scule ca să puteți desfacem această cutie complicată de carton. Păi de ce? Cu mâna nu poți? Sau nu știu, am adus farfecă, patent, oh my God. Pilă, șurubelnițe de diferite mărimi, ciocan, dacă e cazul sau ceva, poate nu intră în USB. Laptopul ăsta e ca să-l conectez. Șurubelniță mai mare, banane și măr. Și văd că ai făcut și niște oițe. Nu știu cine a făcut alea, nu mă băgați pe mine la spital. Și acest silicon. Deci sunt dotat cu... Ei, asta e să stoacă poza. Ce? Sunt dotat cu de toate, cred că miroase ceva siliconul ăla. Cu ce vrei să-ți fac poză? Așa, sunt curat acum. Poza poți să-mi faci cu asta dacă este. Ce-am făcut? Bun, și acum să vedem cum se desface cutia minune. Dacă ne trebuie unelte. Presupun că de aici. Adevărul că la cum fac ăștia cutiile astea, într-adevăr îți trebuie și în bucătărie foarfecă. E ieșit o chestie, mami. Ce asta? Nei, a scăpat. Ți-a scăpat. Nu știu, nu cred. Nu-i de mâncare, mă, ăsta e carton, ce Dumnezeu. Bun. Are niște sigilii, după câte înțeleg, deci va trebui să o să-l rupem, ori să-l te tăiem frumos. Să avem răbdare. Da, așa că mi-am adus instrumentar, să le tăiem frumos. Ai grijă la degete, să nu te tai. O să rupem. Așa, și în părțea asta la altă. Ai văzut ce frumos merge cu mâna? Da, bun. Totul cu mâna. Acum ca să... Acum asta s-a desface cu mâna, da, dar ca să folosesc totuși instrumentarul, nu, că nu le-am adus degeaba, vedeți ce utile sunt uneltele. Se apucă și se trage așa de aici, apoi cu șurubelnița se scoate, opa. Cu șurubelnița? Cu șurubelnița se scoate asta. Păi și dacă n-ai șurubelniță? Ei, nu, un normal se scotea cu mâna, dar... Ce? Am văzut o chestie ciudată înăuntru de asta, măi, ce nu-i băi seringa asta? Ăsta e ventilatorul? Mă, și speria și zici care e furtun de baie, fii atentă. Ăsta e pe să sugrum pe cineva sau ce? Sper că nu. Știi ce se simte? Curios. Am așa o senzație că am atins ceva foarte rece. Bun. E rece, a? O, uite mă, ce micuție. Și acum, să vedem minunea de la maglavit. Știi cineva ce... Ia. Știi cineva ce e maglavitul ăsta? Ia, ține cum ții. Că un profesor de-al meu tot zicea de minunea de la maglavit, eu nu știu despre ce e vorba. A fost cândva un caz în istoria României. Păi poate o fi o localitate undeva. Întâmplat ceva deosebit într-o localitate cu numele maglavit? Sau da. Știe cineva? Deci asta are formă de... Mă rog. Așa. Mai departe. Așa. Să citim instrucțiunile. Se conectează, se... Da, hai să încercăm să ne dăm seama fără instrucțiuni, că nu stau acum să citesc instrucțiunile.
Îl băgăm în USB și vedem noi ce face, nu? Nu, nu o să explodeze și parcă vezi în instrucțiune scria: nu conectați până când nu faceți nu știu ce, pentru că explodează. Au. Bun. Să sperăm că nu se întâmplă. Da. Ia să vedem unde găsim un USB-ul. Alright. Să-l băgăm în ăsta, în ăsta, nu? Că în spatele sunt niște USB-uri, dar ce fac dacă le bag acolo? Până pe spate. Uite, are găuri și aici, vezi? Ia să vedem, mă, Dorele. Ia. Pleacă avionul? Asta a fost tot. Pasul 1, ai intrat pe USB. Pasul 2, nu merge. Ai, pe bune? Mai este în garanție, îl poți trimite înapoi? Cred că da, nu știu. Zici că e ca un microfon de jocuri. Alo! Alo! Acum am înțeles că apăsăm. De fapt, nu trebuia să pornească deja de când am băgat pe USB sau trebuie să apeși butonul? A, uite-mă că merge! Uite, vezi? Uite-mă că s-a aprins și ăsta, mă, băiatule! Ia, ia! Dar trebuie reglat ceasul, dar nu mai știu cum. A, ce drăguț e! Uite, vezi? Uite, da. Așa să-mi fac o poză cu el. A ieșit bine, Dorele? A ieșit, da, da. E 8 și... Ce zici, mă, Dorele, de ventilatorul ăsta? Se simte ceva? Mă, sincer să fiu, nu se simte nimic ca ventilator. Adică, eu cred că nici nu e ventilator. El așa zice că e ventilator. Ceasul l-a făcut, după cum se vede. Uh-huh. Dar nu simt că ar mai și ventila. Adică de folosit ca ventilator, nici măcar de la distanța asta nu simt. Dar e frumos, adică, uite ce drăguț. Și poți să-i potrivești ceasul, dar nu mai știu cum. Opa, nu mai știu. S-a oprit. Pornește, mă. Acum ești dacă... vedetă, mă. Vezi dacă ținem apăsat? E, uite ce drăguț s-a aprins. Uite, ți-a apăsat pe buton. Așa. Și uite, se reglează ceasul. Duci până unde trebuie, la ce oră. Să zicem că ar fi acum ora 1 și ceva. Așa. Nu că este ora asta. Uite mai așa, ca să arate mai drăguț, așa, ce drăguț, da. Uite ce drăguț este și s-a prinde, vezi? Poate bătând una peste nas, crezi că e dureros? Da, posibil. Miau! Miau! Ai făcut poze, mami? Multe. O să ți le dau. El, acum simt că îmi vibrează mâna. O să ți le dau. Face mâna ta. Da. Deci, cu putere magică. Fiecare poză un pupic te costă. Poți să... Poți să-l folosești cu încredere ca să te răcorești? Mamă, ce bate vântul! Sunt pe aripile vântului! Da, stai așa că avem și o chestie aici. Aha. Nu mai știu cine a scris pe aripile vântului. Am uitat. Cine a scris? Uite, bă, Dorele, îmi flutură pletele în vânt. Uite, fate, cum îmi flutură pletele! Ok. Okay. Păi da, și când te... Deci are și secundar, poți să-l folosești măcar ca cronometru. De fapt, poți să-l folosești ca ceas, că-l potrivești. Când benoclezi ochii aici la laptop... Doar ca ventilator nu poți să-l folosești, dar asta e regulă. Nu, tati, când benoclezi ochii aici în laptop, ai grijă să nu te lovești de ăsta. Da, chiar. Ai grijă atunci când te apleci, știi, și strinde părul. Depinde ce... Uite ce face aia, știi, și ce bagi cu părul. Ce vezi pe ecran, da. Te bagi cu părul și faci o fază de aia comică, de o vezi după aia pe net. Asta trebuia să mă ridic în picioare, dar n-am unde. Sunt un avion! Zbor! Ți-am făcut o sumedenie de poze. Dar ce-mi bate? Dar fii atentă că nu bate deloc. Uite, vedeți că nu se mișcă firele astea de păr? Da, nu se mișcă. Ia, mai stai așa aproape. Poate prinde ăsta până când faci tu poza. Da, gata, ți-am făcut. Așa, ar fi trebuit să aibă așa putere încât să faci... Mi-a căzut peruca, mami. Dar am senzația că bate mai mult în spate. O fi montat greșit. În spatele lui se simte aer că bate, că suflă. În fața lui nu. Deci ca ventilator oricum nu. Dar în schimb este foarte drăguț, îmi place. Cred că asta mai degrabă îl bag undeva, dacă e să-l bagi undeva pe USB, la distanță și să-l vezi așa ca ceas. Da, că da. Să-l ai ca ceas, dar nu... Da, e atractiv așa. Asta cred că merge și direct la priză. Ia să încercăm direct la priză.
să continuăm lecția de știință și tehnică. Exact. După cum prezentată vedeți, de Motănel. După cum vedeți, această piesă profesională. La fel ca și mine. Eu sunt profesionist. Și acum să vedem dacă funcționează și direct într-un încărcător. Că teoretic e USB, nu? Deci dacă e USB, n-a trebuit să-l bag într-un USB și să meargă? Trebuie să-l pun spre tine. Mami? Păi ca să... Poate explodează, mami, și stau aici că... A căzut! E greu, de-aia tras într-o parte. Da. Și acum să vedem dacă merge. Ia, ține-l aproape de tine, de față. Uiii! Oh, dacă nu mergea, mi-ar fi venit aici în burtă. Da, așa? Sorry. Ah, s-a oprit. Am apăsat pe buton fără să vreau. Oh, uite ce drăguț. Uite, mă uit prin el. Poate ies. Deci prin ține ce... minte, o poză, trei pupicuri. Îți vine să crezi că ăsta curentează? Se face că n-aude când e de pupic. Da, da, da. Ăsta curentează. La mână nu se simte în mod curios, dar dacă am atins cu vârful nasului, m-a ciupit. Păi ai grijă. Am simțit că mă ciupe. Ia uite, el l-am oprit fără să vreau. Curios, de când curentează sau e doar o senzație? Ia, stai să mă încerc coate. Dacă atingi cu vârful nasului de asta, se simte că te curentează. Nu mai da, nu mai da. Bun, deci merge și, uite că acum stă și singur, teoretic. Merge și direct la încărcare, când trebuie neapărat să-l bagi într-un laptop, într-un telefon. Văd ce chestie care are USB, uite, eu l-am pus în încărcătorul de la telefon. Și acum să mă filmez prin el. Vrei să te prind așa? E bine, mami? E bine, mami, da. Gata, te-am să vedem care din pozele astea o alegem ca poză de clip. Da, ți-am făcut o grămadă, dar bun. După ce dai plata. Deci, uite, poți și te să-l așezi tu ca să fie... Eu vorbesc degeaba aici, de plată, de alea. Da, da. Nici nu mă bagă în seamă. Poate uită totuși de chestia cu pupicurile. Deci dacă îl ții apăsat... Păi vezi că dacă nu mai măresc suma. Dacă îl ții apăsat, teoretic trebuia să se regleze ceasul. Acum văd că nici asta nu se mai întâmplă. Hello! Are you still there? Apeși o dată lung ca să pornească reglajul, după care dai drumul la buton și iarăși apeși și ți-a apăsat ca să se... Vezi cum se învăță acum, mami? Da. Acum sunt un magician al timpului, derulez, vedeți cu ce viteză mergem în timp. Da. Uite ce repede trece timpul, trece ziua, Chiar așa, trece foarte repede ziua, fără să faci magie. Dar sunt un magician! Poți să regrezi și mai finită dacă apăs click 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 click. Asta se întâmplă după câțiva ani de conviețuit cu puiuletele. Da. Uite acolo ce atelier are fata. Măi, în față nu bate curent de aia, dar în spate se simte. Deci dacă vreți, îl puneți cu spatele la voi și dați drumul. Eu nu înțeleg ce fel de ventilator e ăla care în față nu se simte deloc. Este așa. Oprește-te, dragule. Poate a trebuit reglat un pic. În ce direcție se învârte? Ai observat în ce direcție a luat ea? Deci merge încolo, așa. Deci dacă merge încolo... Da, trebuie... Uite că astea sunt atât de moi că poți să le mai faci tu cu mâna. Poate că nu sunt bine aranjate. Le reglezi. Da, le mai îndrepți tu, le mai îndoi tu, le mai... Acum parcă vezi că nu se mai aprinde. Ia. Da, posibil. Da, e plasticul ăsta. Este strâmb în direcțiile care nu trebuie. Ia să vedem acum. Ia trebuie forța mai tare, dar uite și tu că se întoarce al naibii. E, deja a început să bată un pic de aer. Da, acum se simte un pic. Deci... pentru că nu sunt orientate paletele cum trebuie. Deci le mai faci tu cu mâna. Dar se întorc înapoi, uite ce moi sunt. Mm-hmm. Zici că e copertă din aia de caiet de școală. Cum aveam noi odată. Da, știți cum e plasticul ăla? E un plastic foarte moale, așa. Uite ce plastic moale. Bun, deci asta e mai mult pentru chestia cu ceasul, nu că ventilator. În sfârșit, dacă îndrepți astea cum trebuie, probabil că poți să-l folosești ca ventilator, ca să te mai răcorești, eventual ți-l pui mai jos dacă ți-e cald la picioare. La picioare, la zona pantalonului, știu, la burtă,
Depinde unde ești încins mai tare. Acolo pui și pe el, dar ai grijă să nu stragă una cu paletele astea. Da, chiar. S-ar putea să fie un pic dureros, deși la cât de moise, nu știu dacă chiar pocnește. E un pic, să știi. Pe ce pe ce? Eu zic totuși să nu păcați mâna, că e destul de... Ia vezi, poate îți rămâne degețelul pe acolo. E destul de dur totuși, adică nu vă jucați. Da, deci cam asta a fost... Deci mă apropii fără să mă ating de cu vârful nasului. Cam asta a fost tot, mami? Mhm. E foarte simpatic, nu? Se vede așa în aer, da. un ceas. Îmi plac și palmierii tăi. Vă plac palmierii mei? Da. O să zic că vă plac palmierii mei? Da, da, îmi plac palmierii tăi. Când mergem la palmieri? Trebuie să nu mă comport ca Mr. Bean, ci ca un bărbat feroce. Că așa în România trebuie să apar cu. Dar noi nu facem asta? Am da, văzut nu. Că mulți care apar pe net, singurul lor scop este să încerce să pară cât mai grozavi. Ai văzut că mai mers un pic după ce l-am scos? Da, am văzut. Am mai avut ăsta curent în el? Nu, da, da, și pe mine mă întreabă fanii, sunt normal, așa. Uite, acum nu curentează. Ce ciudat, când era băgat în priză și cu vârful nostru simteam. Da, cam asta a fost tot. Vă mulțumim că v-ați uitat și ne mai vedem în alte clipuri. Miau! Sau ar fi spus? Ah, de cal. Uite și așa cu degetul. Live! Miau!